Eu sunt Eden, în videoclipul de astăzi o să fac Astro Jiggly Slime. Am văzut videoclipul ăsta la Liberty, 100% fake, în ghilimele, pentru că nu e fake. Vreau să fac o altă de rețetă cu un alt slime. Un slime mai mare, vedeți? Vedeți cât este? Așa. Și e black și slime-ul este butter și e foarte tare. Plastic, cauciucat și da, are 6 kg. Sper că mi încape în cutie. Și pentru ca să mi încape în cutie, o să fac o șmecherie. Luăm alt slime, care e mai gol. Uitați, mai gol. Ok. Și asta este mare. Are 3 kg, n-are 6. Ok. Luăm de aici. Ok. Așa, bune. Că noi să facem extra jiggly. Și, ok. Da, mă lumină mult mai bună acum. Punem apă. E minerală. Ok, cam atât. Așa, cam atât este. Uite, nu vreau să vărs. Și acum să amestecăm. Trebuie să-mi vină cineva și nu vreau să mă aprindă făcând extra jiggly slime, pentru că nu mă refer la copii, ci la poștaș. Deci, da. Ok. Am scos acea parte din rotor. El a privat deocamdată postată, dar la ora 1 apare lăpului, pentru că cineva mi-a făcut o reclamație și cred că e chiar domnul Cac, adică hackerul, psihopat. Da, ziceți că e asmere, dar nu e asmere. Uitați-vă la vocea mea. Vorbesc tare. Vorbesc în șoaptă. Vorbesc tare iar și nu se aude tare, dar... Uitați-le ce pocnește. Cred că e prea activat. Se mistică cu apa. Dacă filmăm în 480p sau 576p, adică 4x3, nu era neapărat, sau 1920p, 1200, cam funcția asta, dacă filmez cu Viva Video, dar nu vreau să filmez cu Viva Video, pentru că mi se blochează imaginea, deci... Ok. Putem să prindem la distanță. Nu vreau să duc slime-ul pe covor, să uit covorul, să-l murdăresc, abia spălat. Asta nu se poate spăla la mașină, că e prea mare. Și e din bumbac. Sau din ce dracu este. DIY-ul meu preferat. Ce aici? Bogată de slime mai tare.
Și se mestecă. Ia să fac așa. Și per videoclip. Ok. Văd că încă nu s-a amestecat. Deci mai încercăm. Ok. Scuzați-mă, s-a fost un pic de parfum scăpat pe parchet, dincolo. Ok. Fenomenal. Că nu e amestecat. Ok. Încă ne-am amestecat și nici nu s-a înviat, cred. S-a poate un pic? Este foarte hard, se rupe destul de rapid. Vedeți ce am spus? Acum l-am făcut de păr. E, bucata asta trebuie să o curăț. Ok.
Este jiggly puțin, nu este extra, dar este jiggly. Deci, nu mai punem apă. Cam acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să dați like și pe The Lucian Page de pe Facebook. Pentru că nu mai am Instagram-ul, cu toate că voi îl găsiți, dar nu mai pot intra pe el. Deci, pe data viitoare. Asta este lumina mea de vlog care face filmările mult, mult mai bune. Și uitați-vă dacă... Uitați, așa este. Când este aprinsă și dacă o sting, cam așa. Ce diferență enormă. Bye!